Salut tuturor și bine m-am găsit la un episod. De data asta o să mergem în pădure, după copacii aia cu ochi, cum am spus eu, că o să mergem. De data asta ne-am luat o armă, ceva, ne-am luat o armă, ca să pot să dau un câini, dacă e câini pe acolo ceva. Uite, am o armă, un selfie stick ceva. Trebuie să-l fac mare, stați puțin. Și să dăm în ei. Pam, pam. Să dăm mâinii dacă vine cu această armă. Hai să mergem. Să mergem la drum. Să vă arate pomia cu ochi. Și aparent, să vă spun ceva nou. A apărut încă doi copaci de ăștia cu ochi. Deci încă vă doi. Oare ce se întâmplă? Invazia copacilor cu ochi? Și nu vreau să mă îndrept prea tare, nu vreau să merg prea tare pe aici. Că mie să nu vine ceva câini sau așa ceva. Să nu vine ceva câini sau așa ceva pe aici. Uitați-vă și voi ce e pe aici. Vedeți? Sper că se vede. Ai dracoame, bă, ce-a făcut aici? Hai să vă arăt. Deci unul, doi aici e noi. Deci ăștia nu mai era până acum aici. Dar cum apare așa din senin? Ce e asta? Și asta cu pomii ăștia ca pare ei de semn. Uitați, uite, să vă arat. Și cu ăștia. Și la mine în pădure. Uitați, vedeți? Ochi. Și acolo încă nu. Mai era pe aici. Uite, a dispărut. A început să dispară din nou. Uite, era și pe aici. Uite, unul. Uite, să vede. Uite, încă unul. Interesant, pe cameră să vede. Uite și aici, uite și pe ăsta. Măcar. Vedeți? What the fuck, ce-i cu ăla? Ați văzut? Uitați, și pe ăsta e ochi. Dar din ce cauză, ce poate să cade aici? Ce naiba poate să caut să fie cu pomii ăștia? Deci uitați-vă și voi, așa ceva n-am mai văzut. Sau uitați pomul ăsta și că e bătrân și că... Și sunteți nebuni la cap? Deci în episodul ăsta chiar mergem în pădure, fraților. Mai bine mai vorbesc mai încet. Nu știu, să merg până acolo la aia, lanții, la pomii aia. Că mai e. Să mai merg. Nu știu, mi-e frică să nu fie câini pe acolo. Da, cred că o să mergem în alt episod acolo. Că mi-e frică să nu fie... Uite, alt... Dar cine, mă? What the fuck? Dar mi-e frică să nu fie câini ceva pe aici. Da. Mergem. E frică. Da, acum dacă este un câine pe aici, s-ar putea să fie câine pe aici. Nu mergem. Nu mergem pe aici. Da. Mai mergem un pic. Dar nu știu. Acolo s-ar putea să fie câine. Da, nu vreau să merg pe acolo. Uitați-vă. Acolo ăla mai e cu ochi. Deci ăsta mai e cu ochi. Mai e și unul pe acolo, și unul pe acolo, și unul pe acolo, și doi pe aici, așa, care a apărut în senin. Bun, câteva zile, încă câțiva pe acolo. Ce-i cu ăștia, cu pomii ăștia? Nu știu, frate, ce-i cu ăștia, fraților? Sper că... Vădeți ceva? Uitați-vă și voi, foarte gripi. Hai înapoi, că mi-e frică să nu vină niște câini pe aici.
m-am aventurat pe nimic. A, uitați-vă și voi, fraților. Nu știu, dar parcă m-a luat durerea de burtă prea rău. Tare. Dacă pomii ăștia cu ochi mă face să mă lovesc, să mă doară burta, face rău. Face rău. Știi, sunt dracu de aici că mă doare rău burta. Bă, sunt răi pomii ăștia, te face să... Te face să-ți fie rău. Ieși de aici mai repede. Dar uitați-vă ce s-a făcut pe aici. Nu se poate. Mi s-a fărut și mie că am văzut ceva acolo. Da. Deci uitați-vă, alt copac cu ochi. Ieșit acum în nou, de curând. Ce mă cu ăștia? De curând ieșit, uite, are ochișuri mici. Băi, ce sunteți voi, bă? De unde sunteți? De unde sunteți? Ieșiți! De unde sunteți, bă, firați voi, aleagă de vidă, chelbași? Cine sunteți? Și cine v-a făcut? Sunteți de-al lui Dumnezeu? De-al... Sunteți zei ceva aici blocați în pumni? Sunteți de-al lui Satana? Ce sunteți voi? Ce sunteți voi așa că vă bag cu ăsta, vă bag cu... Tot fi tipul ăsta formal, ce rău este. Nu știu de voi, dacă îmi pare că pomul ăla și-a deschis un ochi și se uită la mine. Să-mi bag picioarele dacă nu. Uitați pomul ăla alb. Ăla alb. Zici că se uită la mine, efectiv. Deci are un ochi mare deschis acum, ăla nu era. Să-mi bag pula ăla, se uită la mine. Bă, dar fugi, bă, dracu, de aici, bă, că ăla se uită la mine. Eu v-am zis că e ceva cu pomii ăștia. E ceva cu pomii ăștia. Deci e ceva cu pomii ăștia. Se întâmplă ceva, s-a întâmplat ceva cu pomii ăștia. E magic, e blestemat și ăștia. Că nu pot să înțeleg, dar uitați-vă. Uitați-vă, că să încă să uită aici. Nu era unul, ochiul ăla cel mai mare deschis, parcă. Deci uitați-vă și voi. Da, neamă familie, nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Da, o să mai fugim și partea a doua. Asta e partea 1. O să fugim și partea a doua când ne vom duce acolo în capăt de tot să vă arăt și pomii lanții. Să vedeți că chiar e ceva, nu știu, ceva în pădurea asta. Pădurea blestemată, zici că e. Nu știu, magică ce zic asta. Da, o să ne revenim data viitoare cu partea a doua. Și da, și o să vreau să fac tot așa ceva. O să reparăm, o să vreau să fac, o să reparăm o mașină, fraților. Bine, o să mai facem ceva la ea acolo, că am mai făcut ceva la ea deja și o să mai facem ceva pe episod sau așa ceva, dacă vreți, nu știu. Deci dacă mult a fost și episodul, pa! Ne revedem cu partea a doua.